Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, continuăm să studiem din Cartea Sfântă, din tematica lucruri de preț. Astăzi, un lucru de preț pe care putem să îl oferim noi Domnului. O inimă întreagă pentru Domnul. Este tot ceea ce Dumnezeu ne cere și e maximul a ceea ce noi putem să oferim. Să ne imaginăm, comparând relația noastră cu Domnul, cu viața de familie. Ce soț sau soție și-ar dori un partener care are o inimă ce nu bate într-o totul din punct de vedere familial pentru celălalt? Ce soție ar fi mulțumită ca soțul ei să mai aibă altă simpatie? Sau ce soț ar fi mulțumit dacă soția lui ar sta când acasă, când s-ar duce la părinții ei și n-ar ști dacă de fapt e bucuroasă sau nu de faptul că s-a căsătorit cu el. Tot ceea ce scrie în Vechiul Testament, așa după cum este reluat în esență în discuțiile dintre Domnul Iisus și teologii din vremea sa, citim în Matei 23 cu 37, se rezuma la această stare a inimii. Matei 22, citim versetul 37. Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și asta a spus-o Dumnezeu în Vechiul Testament, Tatăl, și a evidențiat-o Fiul Său, Cel care a venit să explice toate lucrurile în profunzimea lor. În sens opus, o inimă lipsită de pasiuni sfinte, care nu bate pentru Domnul, este o stare de condamnare înaintea lui Dumnezeu. Citim despre aceasta în Romani capitolul 1 și capitolul 2, unde este arătat felul în care oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și consecințele imediate și de durată, chiar și cu efect veșnic asupra sufletului lor. Romani 1 cu 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, adică inima lor n-a fost recunoscătoare Domnului, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Adică în parte de inimă ce n-a mai fost dată Domnului, au încăput alte lucruri vinovate și scrie în continuare versul 29, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților, versul 29, au ajuns plin de orice fel de, și arată cu ce s-a umplut inima atunci când s-a golit de ceea ce era sfânt. Adăugăm capitolul 2, versetul 5, ca să vedeți cât de vinovată este o inimă care nu este dată Domnului. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, adică să recunoască pe Domnul ca stăpân peste întreaga ființă umană, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu va fi drept condamnând o inimă care nu-i aparține. Dragii mei, cunoscând aceste realități, noi putem afirma că inima noastră este dată Domnului, dar asta numai El o cunoaște pe deplin. De aceea Scriptura afirmă, și vreau să citim câteva versete care evidențiază aceasta, că numai Dumnezeu ne cunoaște inima dacă este într-adevăr întreagă a Lui. Să știți că și noi pe noi înșine ne putem înșela, pe alții mai mult îi putem induce în eroare. Este cel cuvânt pe care l-a rostit Domnul către prorocul Samuel atunci când s-a dus să ungă pe unul din fiii lui Isai ca rege. Pentru că el ca om a considerat, începând cu primul dintre fiii lui Isai, că ar fi bun de rege. Și când Dumnezeu i-a spus că nu l-a ales, a rostit și următoarele cuvinte: Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Adică vezi activitatea cuiva, faptele bune și poți să-l cataloghezi, să-l califici ca ceva bun.
Dar a spus Domnul în continuare, Domnul se uită la inimă. Și asta ce înseamnă? Dacă inima este întreagă sau nu? Asta înseamnă Domnul se uită la inimă. Pentru că numai o inimă întreagă este apreciată de Domnul. Citim și din cuvintele regiului Solomon, din rugăciunea sa, 1 Reș, capitolul 8, ca unul care în înțelepciunea lui a cunoscut că numai Dumnezeu poate să ia analize din inima noastră. 1 Regi 8 cu versetul 39. Cuvinte din rugăciunea sa. Ascultă-L din cerul, din locul locuinței tale și iartă-L, lucrează și răspătește fiecare după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Deci, absolut toți oamenii de pe pământ sunt cunoscuți de Domnul, câtă inimă o au pentru El. Deloc, procent mai mic, mai mare sau inimă întreagă. Restul nu este zonă neutră. Restul este afectat de păcat, de rău. Tocmai de aceea, o inimă care nu este întreagă dată Domnului este vinovată. Citim și din 2 Regi, capitolul 20, unde cuvântul Domnului vorbește despre Ezechia. Și aici vreau să observăm ceva la acest rege, mai întâi citind cuvintele din rugăciunea lui. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și au fost cuvinte rostite cu sinceritate. Nu se simțea vinovat. Și drept dovadă, Dumnezeu l-a ascultat, l-a vindecat și a prelungit viața. Dar lângă această experiență, vă rog să punem ceea ce scrie în 2 Cronici, capitolul 32, versetul 31, pentru a observa cu ce lux de amănunte ia Dumnezeu analize din inima omului. Deci avem de-a face cu Ezechia, un om cu inimă curată, dovedit în timp în poziția de rege, cu influențe, o împărăție moștenită de la tatăl său Ahaz, care a fost un apostat, a dat dovadă de inimă pentru Domnul. Dar scrie aici, însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, e vorba de eliberare, de vindecarea de care Domnul i-a făcut parte, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. L-a pus la o probă grea și n-a mai luat Ezechia nota 10. Deci iată, cât de atent este Dumnezeu atunci când cercetează o inimă. În contextul acesta și altora care pot să fie în situații similare, citim cuvinte rostite din gura Domnului, din partea lui, Ieremia, capitolul 17, ca să ne dăm seama cât de important este subiectul acesta. Citim de la versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și răspunsul este unic. Eu, Domnul, cercetez inima, cerc rinichii, ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Și din Noul Testament mă adaug un cuvânt din cele scrise de Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, ca să observăm că acest adevăr străbate întreaga Scriptură. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Era o conștiență permanentă în viața apostolului. Așa să slujesc, pentru că Dumnezeu în orice moment poate privi la atitudinile ascunse ale inimii mele. Dacă atât de atenți trebuie să fim
Și dacă Dumnezeu ne monitorizează atât de pertinent, vreau să răspundem la o întrebare. Când o inimă este predată pe deplin lui Dumnezeu? Când ne putem liniști inimile înaintea Lui, cum scria Ioan în epistola sa? În primul rând, un prim răspuns, când avem o singură dorință în viață, un singur scop, să-L căutăm pe Domnul și voia Lui. Când Domnul Iisus Hristos este idealul nostru unic. Și aceasta se poate face cu toată încrederea, așa cum scrie Isaia în cartea sa, capitolul 28, versetul 16, și vom vedea că punând preț pe Domnul care are preț, inima noastră devine un lucru de preț. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă, adică nu va avea niciodată probleme, nu va avea niciodată eșec. Când îl căutăm pe Domnul care are cel mai mare preț, când chemarea sa, sau cum este numit de Apostolul Pavel în Filipeni 3, premiul chemării cerești, ne înnobilează întreaga gândire și comportamentul, atunci se poate vorbi de o inimă care este întreagă pentru Domnul. Filipeni, capitolul 3, citim de la versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Adică n-am ajuns la final, nu sunt absolvit de orice căutare și luptă. Dar fac un singur lucru, accentuez, un singur lucru. Asta dovedește o inimă întreagă pentru Domnul. Nu avem o altă pasiune. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Poate vor motiva unii, am vrea, dar parcă nu ne trage inima. În primul rând să ne ferim să nu fim oameni formali. Din aceea, așa cum scria în profetul Isaia, care îl caută pe Domnul după datine și nu din inimă, de pe buze. Să fim atenți când citim cuvântul Domnului, să nu-l parcurgem doar așa la normă. Când cântăm, să gândim cuvintele din cântare. Adesea am făcut observații la tineri prin adunări când cântă cântări în care se dedică Domnului cu trup și suflet, cu mâinile pe sus, cu ochii închiși. Se pare că sunt închiși la propriu și la figurat, nu gândesc la ceea ce afirmă. Pentru că după ce s-a terminat slujba, s-a terminat cu cuvintele sfinte, cu pasiunile cerești, și atunci mă întreb, nu este asta o altfel de datină? Ca și cea bătrânească, asta e un fel de datină tinerească. Dar la fel se poate întâmpla și la bătrâni. Câți oameni nu-și fac cruce, merg mai încolo și înjură. Cu ce-i ajută asta? Există un secret pe care îl citesc din cartea profetului Ieremia, capitolul 24. Așa cum am anunțat de la început, noi riscăm să nu ne cunoaștem pe deplin. Și atunci întrebăm, e logic, cum putem să ne dăruim pe deplin? Ieremia 24:7. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Asta vine din partea lui, dar în ce condiții se realizează? În ce condiții ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor? Dacă se vor întoarce la mine cu toată inima. Întâi Dumnezeu pune în noi voința. Adică ne cheamă, vrem, ne place voia Lui, ființa Lui. El va avea grijă ca inima noastră să se golească pe deplin de tot ceea ce este rău. Pentru că de aceea Dumnezeu a poruncit evreilor să-L caute cu toată inima, să-I slujească cu toată inima, fiindcă în acest proces de dăruire a inimii pentru Domnul, El ne sfințește.
El ne umple inima. Pentru că, așa cum spuneam, nu poate să fie un vid. Și trebuie ca Domnul să ne posede în întregime. Dar El vede dacă noi vrem să ne mai păstrăm rezerve. Dacă avem o tendință ca Anania și Safira, uite, asta dăm și restul pentru zile negre. Luând comparația asta și gândindu-ne cât de drastic au fost pedepsiți, ne dăm seama ce jignit este Dumnezeu atunci când Îl mințim și spunem: Doamne, eu mă predau Ție, eu Te vreau. Dumnezeu chiar își dă seama pe deplin dacă noi Îl vrem sau nu Îl vrem. Pentru că ceea ce ni se cere când Dumnezeu poruncește să-L iubim din toată inima, e de fapt un gest normal, natural al dragostei. Dragostea este unidirecțională. El ne-a iubit pe noi, a dat pe Fiul Său pentru noi. Vă rog, rețineți, Domnul Iisus n-a fost dat pentru N lumii, numai pentru lumea noastră, numai pentru om. Nu s-a jertfit Domnul pentru îngeri. De aceea este scris că ne-a dat împreună cu Fiul Său toate lucrurile. Ne-a dat prin Domnul Iisus inima Sa. Și drept răspuns așteaptă de la noi inima noastră. Numai că noi uneori credem că nu se poate, că Dumnezeu e mulțumit și cu o cotă parte, fie ea majoritară. Nu! Iată ce citim încă din lege, Cartea de Deuteronom, câteva versete, începem cu capitolul 6. De la versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Adică totul pleacă de la minte. Tot sufletul cu toată puterea. Întoarcem paginile, capitolul 10, versetul 12. Aceeași cerință fundamentală. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeu tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeului tău din toată inima ta? Această mențiune se regăsește în N texte. Și apoi, după inimă, apare și sufletul și puterea și toate astea cu scopul ca să fim fericiți, cum notează versetul următor. Întoarcem pagina la capitolul 13, versetul 3, pentru un amănunt. Atunci când sunt provocări, să permitem în inima noastră și alte gânduri, alte pasiuni, alte atracții. Dacă un proroc ne-ar vorbi, să n-asculți cuvinte acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeu vostru vă pune la încercare, așa cum am zis despre Ezechia, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Cu alte cuvinte, și dacă un proroc pe care noi l-am crede că este al Domnului ne-ar spune ceva ce noi știm că nu-L place Domnului, Dumnezeu mai degrabă s-ar aștepta și s-ar bucura de noi să vadă că nu ascultăm peste acel cuvânt ce pare a venit de la Domnul, fiindcă nu ne lasă inima în dragostea ce o avem pentru El. Atunci s-ar bucura Domnul, când balanța ar înclina în favoarea întregii inimi în dragoste pentru Domnul. Aceeași carte de Deuteronom, capitolul 30, ca și o concluzie, cuvintele lui Moise adresate Israelului. Versetul 10, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzim poruncile și rânduielile scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, condiție în care, scrie aici în context, și dacă Dumnezeu ar fi pedepsit pe cineva, se îndură, îi întoarce în țară, pentru că aceasta este starea pe care Dumnezeu o așteaptă și unica pe care o acceptă. Iosua a fost omul care a înțeles asta. De aceea spune el în finalul activității sale, capitolul 22 al cărții sale, versetul 5, când vorbește celor ce urmau să se întoarcă la locuinții lor, la răsărit de Iordan: aveți grijă numai să păziți, să împliniți poruncile și legile pe care le-a dat Moise, robul Domnului, să iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncii Lui, să vă lipiți de El, să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.
luați-le cum vreți, ca niște porunci, ca niște sfaturi. Acestea sfaturi le întâlnim la Samuel mai târziu, 1 Samuel 2, 12 cu 24, le întâlnim apoi la David când îi vorbește lui Solomon, 1 Regi 2 cu 4, le întâlnim în rugăciunea lui Solomon, le întâlnim mai târziu la regele Iosia. Toți oamenii care l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu au înțeles că numai așa te poți apropia de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi slujit cu un vot majoritar și cu rezerve. Când o inimă este predată pe deplin Domnului, când ai o singură pasiune și asta se numește Domnul. Când la El te gândești ziua și în timp cu El te vei visa noaptea. Doamne, cucerește-ne pe deplin. Cheltuielile străine, fac aici o mențiune, o anexă, cum ar fi lăcomia de avere, risipa în plăceri, sunt dovezi a unei inimi îndreptate spre alți Dumnezei și dovadă a faptului că Dumnezeu nu mai este prețuit așa cum se cuvine. Citim din 2 Timotei, capitolul 3, unde ni se vorbește despre oamenii zilor din urmă și noi putem să constatăm această realitate duplicitară. Versetul 2, oamenii vor fi iubitori. Și urmează stările de păcat, dar vreau să comparăm doar iubitori de sine, iubitori de bani, cu ceea ce scrie în versetul 4. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Oameni cu inima împărțită. Parte pentru Domnul, parte pentru sine, pentru plăceri, pentru bani, pentru. Și asta poate să se manifeste chiar în spectrul religios. Spune în a doua Petru, capitolul 2, despre unii care, citim în versetul 3, în lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, fie în domeniul economic, fie doar în diverse plăceri. De aceea ne numerăm și poate pe unii deranjăm când tot spunem nu filme, nu sport, nu pierdut vremea pe rețele de socializare, nu pierdut vremea la cafea, că toate astea sunt dovezi a unei inimi care nu bate întru totul pentru Domnul. Este ca și într-o situație în care un bărbat nu trage să vină acasă și întârzi cu colegii, fie și numai la o cafea. Zice, lasă, mă, acasă, nevasta mă bate la cap sau lasă, acasă am de lucru și așa nu se mai termină lucru. Știi, o scuză așa puieril. Dar de fapt el nu are o inimă care să bată întru totul pentru viața de familie. După cum în plan religios, oamenii au, iată, aceste multe plăceri, citim și Iuda despre o asemenea stări, care dovedesc că puțini oameni în vremea noastră au inima toată pentru Domnul. Și Dumnezeu, să știți că nici nu cumpără inimi decât întregi. Iuda, citim de la versetul 11, vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, se unde se ospătează fără rușine împreună cu voi, se îndoapă de abinele, iată pasiuni pentru pântece. Versetul 13, alte patim, își pumigă rușinile lor, alte patim, mândrie, sunt niște stele rătăcitoare. Versetul 15, cuvinte de ocară, versetul 16, vorbe trufa și slăvesc pe oameni pentru câștig, oameni care sunt catalogați în final, versetul 18, care trăiesc după poftele lor nelegiuite, adică inima îi trage, fie într-o parte, fie într-alta și nu le este îndreptată într-o totul spre Domnul. De aceea, inima întreagă pentru Domnul se poate cuantifica și luând în calcul timpul sau felul în care ne consumăm banii. E normal să cumperi pentru familie și să-ți rezervi timp pentru tot ceea ce ține de întreținerea vieții.
Asta e, intră în legea lui Dumnezeu, în legea naturii. E vorba de distracții, de timpul liber, de pasiunile care nu sunt necesare pentru familie. De exemplu, este normal pentru cine locuiește la bloc să iasă în natură. Da, are nevoie ființa umană de recreație, dar se pune problema ce face acolo în natură. Văzând copacii sau florile, sau dacă stă până seara stelele, se gândește la Dumnezeu ca și creator? Sau ieșit în natură, cum se mai întâmplă pentru unii, se rezumă la pasiunea de a juca fotbal? Dumnezeu să ierte că încă-s vii. Așadar, să ne cercetăm dacă inima noastră bate sau nu bate pentru Domnul cu toate bătăile ei. În al doilea răspuns, când este inima întreagă dată Domnului? Când suntem gata să dăruim orice, să plătim orice preț pentru a rămâne credincioși. Domnul a spus două pilde care evidențiază acest adevăr, Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetele 44 la 46. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Și la ambele apare următoarea mențiune. Omul care o găsește, de bucuria ei se duce și vinde tot ce are. La mărgăritar, versetul 46, aceea și de vinde tot ce are. Ce înseamnă asta? Adică este în stare să cheltuie oricât și nu se lasă. Au fost oameni care au locuit departe de adunare. Au plătit prețul să se ducă până la adunare. Au fost oameni care, odată cu întoarcerea la Domnul, au riscat să-și piardă serviciul. Au fost femei care au fost bătute de bărbați. Au fost bărbați pe care femeile i-au abandonat când s-au pocăit. Dar când inima le este întreagă pentru Domnul astfel de oameni, sunt gata să plătească acest preț. Și nu negociază. Domnul a spus o pildă în Luca 14 care dovedește că cine vrea să fie cu adevărat al Domnului cu întreagă inimă pentru el, nu poate fi întors din drum nici de cei mai dragi și nici de vreun suprapreț sau un supraefort. Luca 14:25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade, așa la grămadă, mulți spun că sunt ai Domnului. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată, mamă și alții de ți-l dragi, nu poate fi ucenicul meu. Versul 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. De exemplu, cu zidirea unui turn, cu un război, toate eforturi mari. Versul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are. Ce înseamnă să iubești cu toată inima? La nevoie să fii în stare să dai tot ce ai. Unor le-au fost răpite averile și și-au pierdut viața. Istoria creștină e plină de martiri. Oameni care au dovedit că poate fi Domnul iubit cu toată inima. Doamne, ajută-ne și nouă. Acum eu zic că nu se plătește un preț mare. Noi poate mai degrabă avem de face cu punctul anterior, să nu ne scăpăm în pasiuni extrasfinte. Nu. Ni se cere să plătim un preț mare. Nu este prigoană. Dar în oricare din aceste variante în fi, sfatul Domnului este să ne întoarcem la El cu toată inima. Așa cum îndemna Domnul prin profetul Ioel, citim din cartea sa, capitolul 2, versetul 12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Și asta înseamnă o altă imagine, cu post, cu plânset, cu bocet. Chiar dacă Dumnezeu ți-ar închide poarta, nu pleci de acolo. Asta înseamnă cu toată inima. Și această stare trebuie să dovedească atunci când fie din plăceri, fie din teamă, am renunțat la Domnul.
în istoria martirilor bisericii au fost oameni care au avut momente de lepădare. E suficient să ne amintim de primul moment, cel al lepădării lui Petru. Cum s-a întors la Domnul? Cum mi-a spus Domnul? După ce te vei întoarce la frații tăi, cu post, cred și asta, cu plânset. A spus Domnul că după ce va fi luat mirele vor posti, plânsul e deja menționat acolo. Și Domnul ne primește. Ce i-a spus Domnul lui Osea să-și iubească din nou nevasta care îl părăsise, este o dovadă a ceea ce însuși Dumnezeu face. Deci dacă cineva a avut alte plăceri sau de frică s-a lepădat și se întoarce înapoi, dar cu toată inima, Domnul este gata să îl primească, căci este bun, slăvit să-i fie numele. Un al treilea răspuns, când o inimă este predată pe deplin lui Dumnezeu? Când cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră atot suficientă în toate zilele? Când nu ne putem lipsi de părtășia sfântă? Ceea ce uimește în Scriptură e faptul că inimii omul poate să-i poruncească. Și concret la punctul acesta, cine dintre noi nu poate să poruncească inimii lui să citească în Biblie? Adică cine nu se poate angaja, cine nu se poate sili ca să citească în Biblie atunci când vrea? Pentru că uneori depinde și de stările de ispită sau de liniște, poate și de temperament, unii socotesc că acum n-am mare pasiune pentru citit în Biblie. Nu poți citi în profeți, citește în psalme. Nu poți în Evanghelii, citește istorie din Vechiul Testament. Dar care dintre noi poate să spună, am vrut să citesc în Biblie și n-am putut? Nu se poate. Să o pui înregistrată și citește singur. Și tu stai în cuiușa să nu poți ieși din cameră. Și tot auzi. Deci nu se poate să spună cineva, eu n-am putut asta. Pentru că Scripturile sunt hrana și tratamentul oricărui om, oricărei inimi. Numai Scripturile vindecă inima. În fond, mintea, la asta se referă. Ascultând Scripturile, se curățește mintea. Primești putere peste ispite. Găsești pasiuni sfinte, se îndepărtează atracțiile păcătoase. Citim din Psalmul 40, un psalm mesianic în care este scris în versetele 7 și 8, atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și dacă vrei să o faci, ascultă ce urmează aici. Legea ta este în fundul inimii mele. Dar nu poți să te angajezi să faci fără să studiezi, fără să stăpânești cuvântul, spune să-l cunoști. Trecem la psalmul 119, un psalm care, dacă îl citești, te face să citești și Biblia. Din acest psalm citim următoarele versete, 34. Dăm pricepere ca să păzești legea ta. Deci citirea Bibliei cu rugăciune. Cu ce scop? Și s-o țin din toată inima mea. Versetul 69. Niște îngânfați urzesc neadevărul împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima mea poruncile tale. Deci atunci când sunt provocat, rămân lângă cuvântul tău. Versetul 72. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Asta ar însemna și dacă cineva ți-ar spune într-o zi, vino să-ți prezint o expoziție cu 1000 de lucruri de metale prețioase, din care te lasă alegi. Dar astăzi nu mai citești în Biblie. Și spui, nu poți să renunți. Cuvântul e mult mai de preț decât metalele prețioase. Așadar, să ne angajăm cum scrie aici de la versetul 9, în același psalm, cum își va ține tânărul curată cărarea? Deci cum poți să ai o inimă plăcută Domnului? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și asta cum se poate ca să umbli în legea Domnului? Te caut din toată inima mea. Deci Dumnezeu vede dorința asta. Și versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar dacă nu-l strâng, am pierdut. N-am cum să fiu biruitor.
Iată câteva versete din Vechiul Testament care evidențiază această poruncă ce o putem da inimii. 1 Cronici 22:19. Eu v-am spus și altă dată, am impresia că în bisericile noastre sunt tare mulți oameni sentimentali, care dacă le vine să se roage, se roagă, dacă au o atracție să cânte sau citească în Biblie, o fac, iar dacă nu, amână pe mai târziu. Și uite așa, foamea vine mâncând și lenea stând. Sunt cuvintele lui David, 1 Cronici 22:19. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul. Adică porunciți-le. Sculați-vă și zidiți sfântul locaș al lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 12, versetul 14. Ne prezintă oameni care n-au făcut așa. E vorba de nepotul lui David. 12:14. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Inima de la sine nu i s-a îndreptat într-acolo, că inima omului îndreptată spre rău, el nu i-a poruncit, n-a silit-o să se îndrepte pe calea cea bună, n-a cercetat cuvântul și, drept urmare, stările au fost rele. Au făcut lucruri rele pentru că au lăsat inima să funcționeze liberă. Hai că suntem aproape, citim de aici și din 19:3 despre Iosafat. Domnul apreciază pentru acest aspect. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Deci s-a silit să ne ajute Domnul și nouă. Amin? Mai adaug și din profetul Ieremia un cuvânt, capitolul 7, unde în mai multe versete aici, dar mă limitez la acestea, se vorbește despre pornirea inimii spre rău și nu trebuie lăsată. 7:23-24. Și iată porunca pe care le-am dat-o. E un cuvânt al Domnului. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat. Dar de ce? N-au luat aminte și-au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele. Au dat înapoi și n-au mers înainte. Deci după inima noastră n-avem ce lăsa. Inima e desnădăjduit de rea și înșelătoare. Dacă atunci când îți vine ție să vii la adunare, dacă numai atunci vii, dacă numai atunci când ai visat că trebuie să postești, vei posti, nu vei avea rezultate. Trebuie să fii disciplinat. Amin? Și un ultim răspuns, când o inimă este pe deplin predată Domnului, când facem lucrarea sfântă cu tragere de inimă, când nu slujim la cor de silă, când nu mergem în misiune, că suntem programați și iar o să ne spună frații, din 5 chemați n-au fost numai 3. Acea tragere de inimă. Când s-a construit cortul în Vechiul Testament, a anunțat Moise în tabără, cine are pe inimă să facă diferite donații din materiale, ceea ce avem nevoie. Și numai de la aceea a primit. Și-au dat până când a strigat din nou de ajuns. În Exod 25, 35, sunt prezentate aceste adevăruri, 36. Dar din 36, citesc totuși ceva interesant, că poate ne gândim uneori de ce pe unii Domnul îi cheamă și slujesc, iar la alții nu le dă darul sau nu pot să slujească. Ceva interesant în Exod 36, versetul 2. Moise a chemat pe Bețelel, Oholiab și pe toți bărbații scusiți, în mintea căra pusese Domnul pricepere. Dacă am rămânea doar la această primă parte a versetului, îmi spune, poftim, Dumnezeu i-a ales, le-a dat pricepere, la alții nu le-a dat. E o chestiune independentă de voința omului. Nu e așa? Pentru că versetul continuă spunând, și anume, pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă. Deci Dumnezeu i-a citit. Are tragere de inimă. Îi dau dar. N-are tragere de inimă. Nu îi dau dar. Vă rog să vă imaginați că un om ar avea 10 oameni la lucru, dar n-are numai 5 cositoare. La care le dă aceste utilaje să lucreze? La cei care se uită după umbră?
sau la cei care lucrez. Îți spune, dacă e vorba de cele, nici cu ăștia nu-mi termin parcela în grabă. Dar Dumnezeu care ne cunoaște inimile, la cine va da uneltele? La cei care știe că vor face lucrarea cu tragere de inimă. De aceea și Apostolul Pavel face o mențiune în Filipenilor zicând că unii predică prin slavă de șartă, să uite după cât sunt în sală sau după cine plătește sau după ce zi e astăzi, dar care o face din dragoste. Ce, mama dă mâncare la copii numai când e filmată? Dă mâncare și nici nu notează. Că o face din dragoste. Dacă vrea să facă paradă, nu pornește la lucru până nu vin cu aparatele. Să fie înregistrat, să fie notat. Și un ultim aspect legat de slujire, în această stare, când slujim cu inimă, Domnul este singura noastră bucurie. Și astea toate ce vi le-am spus până aici se leagă. Pentru că Biblia nu ne cere să nu avem alte plăceri și să ne încuiem de acum în casă, nu. Plăcerea noastră să fie slujirea sfântă. Adevărații credincioși, numai dacă din motive de sănătate se duc în concediu la băi, altfel și dacă se duc să facă un tur prin țară și să viziteze țara asta frumoasă sau în afară dacă se duc, vor căuta și lucrarea Domnului. Dacă nu este acolo biserică, vor face misiune acolo în stațiune. Tot vor face ceva. Cel puțin vor cânta, să-i audă cineva. Pentru că nu pot fără această pasiune. Așa este normal. David zicea în Psalmul 16, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt țară, oameni evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Și atunci nu erau idoli? Nu era sport ca acum, dar erau alte distracții. Dar zice acolo, idolii se mulțesc, oamenii leargă după Dumnezeu strin, dar eu nu pun numele lor pe buzele mele. O frumoasă moșie mi-a fost dată, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Avea o singură pasiune. În această condiție se poate observa și dacă lăudăm pe Domnul. Cântând, dacă avem cuvinte de mulțumire, să ne însuflețească Domnul cu această râvnă sfântă. Să fie El singurul nostru țel suprem, să nu avem cheltuieli pentru Dumnezei străini, să fim gata să plătim orice preț, să dovedim pasiunea prin părtășia sfântă, prin cercetarea cuvântului, prin a-i fi plăcuți Domnului, cum scrie Efeseni 5, să cercetăm ceea ce este plăcut înaintea Lui și să ne bucurăm slujindu-i și cântându-i. Amin? Iată și câteva exemple. David. N-am putea să studiem tema asta fără să-l amintim. Este numit omul după inima lui Dumnezeu. De aceea a fost ales dintre frații lui când a zis Domnul că se uită la inimă. Ce inimă a avut în vedere în contextul acela din 1 Samuel 7? Inima lui David. S-a uitat la inimă și i-a plăcut de inima acelui tânăr. Inima care a rămas aceeași până la bătrânețe. Altfel e ca și cum cred în viața de familie, că la început au murit de drag și la urmă mor de indiferență. 1 Cronici 29. Aici se vede inima lui David pentru Domnul. Repet, la bătrânețe. Adică așa a fost toată viața, mai corect spus. Versul 2. Mi-am întrebuințat toate puterile. Versul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau aur, argint, afară de tot ce am pregătit. Versetul 11, cuvinte din rugăciunea lui, a ta, Doamne, este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce se încerci pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalmi ca un stăpân mai presus de orice. Versetul 16, Doamne Dumnezeu nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă, ție numelui tău celui sfânt și ale tale sunt toate. Și acum atenție, știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele
Și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Și avea o rugăminte înaintea Domnului: Doamne, ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în tine. Frumoase cuvinte. Doamne, eu știu că tu la inimă cauți. Mi-ai spus când eram la tata acasă, cel mai mic din 7-8 băieți. Fă ca și poporul ăsta să înțeleagă că totul pleacă de la inimă. David a înțeles ceea ce n-au înțeles fariseii și saducheii 1000 de ani mai târziu. Că Dumnezeu nu avea în vedere doar litera legii, să numere firele de plante din grădină, să spună: Doamne, ți-am dat porția. Și să uite apoi, oare nu le dădui pe cele prea mari? David a înțeles că toate acestea vin de la Domnul și că a le da Domnului este un gest natural. Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu a fixat zecioala pentru ca cei cu inima mare să nu dea mai mult. Nu că ar fi mult. A fixat o sumă test, aș spune. Că la urmă, Dumnezeu ar putea să dea mai mult sau să binecuvinteze. Luăm alt exemplu, Solomon. Nu mai putem încadra alături de tatăl său. El l-am numit în lecția aceasta omul care și-a riscat inima să vadă dacă în cupa inimii mai poate pune și altceva. Dar în același timp să rămână Domnul. Știți că la început inima lui a fost întreagă pentru Domnul. Când s-a rugat, a cerut ceea ce a plăcut Domnului. Dar citim în Eclesiastul 2 că el a riscat, a făcut niște compromisuri. 2:1, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, gustă fericirea. Versetul 3, am hotărât în inima mea, deci a făcut niște calcule aici în inimă. Ce calcule? Versetul 11. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Veselii extra l-au costat? Da, inima în timp nu i-a mai fost toată dată Domnului. Și bătrânețea n-a mai fost frumoasă ca tinerețea. A riscat. De aceea, ca o concluzie, scrie el la bătrânețe pentru alți tineri, să nu facă ce a făcut el 11:9, bucură-te, tinere, tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată, adică te va calcula și îți va dovedi în final dacă ai căutat cu sinceritate ce place Domnului sau nu. Alt exemplu, regele Asa. În dreptul lui am făcut următoarea observație. O inimă sub semnul întrebării. Uite, vă las asta pentru cei care vă place să studiați Biblia tema pentru acasă. În istoria din regi e menționat într-un fel, în cea din cronici, în alt fel. Dar, zis așa să vă ajut să rezolvați exercițiul, uitați-vă la sfârșitul vieții lui și o să vedeți de ce apar aceste mențiuni diferite. De aceea, inima lui Asa, dat fiind diferența dintre cele două cronologii sfinte, rămâne sub semnul întrebării. Dacă a fost sau nu dat Domnului. Ocazia a avut, dar ce s-a întâmplat? Bine ar fi să studiem și Dumnezeu să ne dea lumină. Trec mai departe, vedeți, am scăzut treptat procentele de inimi dăruite Domnului și ne oprim la 2 Cronici 25, la regele Amația. Aici mențiunea este foarte clară, versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era întotdeauna lui. L-a costat asta? Da. A făcut greșeli. În final s-a împotrivit Domnului care vorbea printr-un proroc. Proroc care a rostit următoarele cuvinte, versetul 16. Știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Cum? Pe un om care a făcut ce este bine, da, că nu era inima totodată Domnului. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Ce lucru făcuse?
adoptase alți Dumnezei. Adică parte de inimă ce nu-i dată Domnului va fi ocupată urgent de alte pasiuni, de alte plăceri. Va fi un conflict de interese în inima noastră și până la urmă se întâmplă ca la matematică, plus cu minus dă minus. Răul biruie binele. Cum zice Solomon Eclesiast, puține nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Să nu ne jucăm, să nu riscăm. Toți care au riscat au avut mari probleme. Următorul exemplu, Ezra, cartea sa, capitolul 7, versetul 10. După părerea unora, acest cărturar iscusit a scris psalmul 119, nu știu, dar după ceea ce scrie despre el în această carte, posibil. 7:10, căci Ezra își pusese inima. Adică să nu credeți că el avea pasiuni zi și noapte să studieze. A fost disciplinat. Să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Și a avut rezultate. Și totul pleacă de la această expresie. Își pusese inima, adică s-a hotărât, voi cerceta cu deamănuntul scripturile. Pentru ca eu și poporul, el era preot, să putem să intrăm din nou în împlinirea legii Domnului. Să luăm și din Noul Testament două exemple, Apostolul Pavel, pe care l-am numit astăzi o inimă predată pe deplin Domnului. Fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vedeți, era gata să plătească prețul. Nu, viața era scumpă, obiectivul era mare de preț. Ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea, adică mersul în pocăință și slujba, activitatea lui apostolic, pe care am primit-o de la Domnul ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și ca să vedeți ce înseamnă o inimă predată pe deplin Domnului, la Apostolul Pavel, citim din Romani 1, de la versetul 9. Dumnezeu care îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, mi-este martor că vă pomenesc neîncetat rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, pasiune. Că-și doresc să vă văd, să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Versul 13. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Versul 15. Astfel în ce mă privește, pe mine am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și avea și el probleme, începând cu cele de sănătate, până la nevoi materiale, piedici, grămadă. Avea și el ispite, zice în 1 Corinteni 9:24-27, mă port aspru cu trupul meu. Da, au și slujitorii ispitele lor. Dumnezeu poate să le pună și pasnici suplimentar, cum a fost acest caz. Iar textul din Filipeni 3, care, din nou, vă rog doar să vi-l amintiți, este foarte bogat. E un pasaj dintr-o scrisoare intimă. Filipenii erau biserica de suflet a apostolului Pavel. El se destăinuie aici, care e scopul vieții lui. La un moment dat zice, citesc doar versetul 11, ca să ajung cu orice chip, asta înseamnă unică pasiune, cu orice chip, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiu, dar caut să-l apuc, alerg înainte. Și în sfârșit am menționat într-o altă scrisoare lui Timotei și a sfârșit alergarea și urma să-l aștepte cununa. Și ultim exemplu, ucenicii din secolul I, acea biserică primară pe care noi o dăm mereu ca exemplu, oameni cu inima curățită și umplută de Duhul Sfânt, prezenți la adunare, erau în stare să dăruiască. Dar despre ei vă citesc tot din Filipeni, cum și imagina apostolul Pavel și cum le dorea, Filipeni 2 de la versetul 1, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din slavă
deșartă, nici din duc de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce pasiuni pentru sfințenie, pentru o viață curată. Încheiem, după aceste exemple, cu două afirmații. Și vă citesc iar din Vechiul Testament, 2 Cronici, capitolul 6 și capitolul 16. Ca o concluzie, o inimă întreagă pentru Domnul este singura stare cu câștig 100%. 2 Cronici 6 cu 14, frumoase cuvinte. Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi care umblă înaintea ta cu toată inima lor. Deci toate angajamentele lui Dumnezeu pentru noi sunt da și amin când inima ne este întreagă pentru Domnul. Și dacă nu, întoarceți paginile până la capitolul 16, aceeași carte, versetul 9. Acest verset explică, printre altele, ce vă aminteam cu Asa. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Versetul ăsta ar trebui să-l țină minte orice credincios. Ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga a lui. Și fiindcă în acel moment împăratul n-a fost întreaga Domnului, zice, ai lucrat ca un nebun, de acum avea războaie. Deci Dumnezeu nu se angajează, nu are asigurare full casco, numai cine are inima întreagă dată Domnului. Ceilalți sunt așa, pe minim. Că de îndura Domnul se îndură de oricine, din milă, dar asigurați pentru aici, pentru eternitate, sunt numai cei cu inima întreagă dată Domnului. Și o a doua și ultima afirmație, o inimă întreagă pentru Domnul ne califică înaintea Lui, pentru că îi slujim numai Lui și ne va angaja să îi slujim pentru eternitate. 1 Cronici 28 cu 9 sunt cuvinte rostite de David, acel om cu inima întreagă pentru Domnul, cuvinte adresate fiului său Solomon. Și acest verset ar trebui să-l știe toți tinerii pe de roșu și să nu-l uite. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta așa, evident, în condiția aceasta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lăpădea și el pe vecie. Solomon a înțeles asta când scrie mai apoi în cartea Proverbe 23 cu 26, fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Iar cum spune Pavel în Coloseni 3, tot ce face să faceți din toată inima ca pentru Domn. Doamne, ajută.